30 de zile după gratii, de asta va avea parte primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeriță, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor anticorupție la sentința prin care Tribunalul București a dispus arestul la domiciliu. Sentința curții este definitivă, astfel că edilul lupenean își va petrece următoarea lună departe de casă, în arest. Primarul este acuzat de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru alții, dar și pentru prejudicierea bugetului municipiului. Lunea trecută, DNA a făcut mai multe percheziții în dosarul Galabute, în care au cerut urmărirea penală și arestarea preventivă pentru fostul ministru al turismului Elena Udrea. Procurorii anticorupție au ajuns și în Valea Jiului, la locuința primarului din Lupeni, dar și la cea a șefului biroului de achiziții al primăriei, Cristian Condoiu. Se pare că bugetul municipiului Lupeni ar fi fost prejudiciat cu bună știință de primarul localității și șeful de la achiziții, în urma contractului supraevaluat pe care l-a atribuit ilegal prin negociere directă firmei Termogas Company, controlată de Adrian Gărdean, societate ce a executat lucrările de modernizare a domeniului schiabil din Straja. La data de 11.11.2011, municipiul Lupeni a atribuit societății Termogas Company un contract în valoare de 10.896.359,11 lei, finanțat cu fonduri ale MDRD, având ca obiect actualizarea proiectului tehnic și executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a stațiunii turistice Straja. Inculpatul Cornel Răzmeriță, primarul municipiului Lupeni, împreună cu șeful biroului de achiziții și investiții al primăriei, a atribuit contractul fără licitație publică, cu încălcarea dispozițiilor OUG numărul 34/2006 privind achizițiile publice și au supraevaluat cu intenție valoarea contractului, deși cunoșteau că valoarea reală a lucrărilor era de 8.318.490 de lei, așa cum rezulta din proiectul tehnic pe care primăria Lupeni îl realizase anterior. Diferența de 2.577.869,11 lei reprezintă prejudiciul pentru persoane vătămată municipiul Lupeni. Cristian Condoiu, șeful biroului achiziții din cadrul primăriei Lupeni, este sub control judiciar. În afară de Condoiu, din Comisia de Recepție au mai făcut parte Nicoleta Pupăzan, șef serviciu urbanism, David Mihai, responsabil administrativ actualmente pensionar, Gheorghe Mogoș, directorul tehnic al primăriei Lupeni și Cornel Lungan, viceprimar.